fetelor, uitați-vă la ele, cred că sunt majorete. Gigi, oh, ce fel de majorete. În locul tău eu nu m-aș face de râs, toată lumea râde de ele. Ce? Fii geloase! Suntem majorete! Chiar voi, mititicele școlărițe! Ascultați, țineți gura! Dacă devenim majorete, puteți face ce vreți? Aveți grijă să nu vă prindem după școală și... Cine v-a discutat? Uitați-vă la majorete, prima dată erau doi baschetbaliști, acum sunt patru. Îmi place cum dansează, este distractiv. Bine, dar Lealea Cobrauz. Lealea e cea mai bună majorete, cum se mișcă... Așa e, fetelor, nu mai pot suporta asta. Așa este, hai să le arătăm cine este cel mai important. Singure ați cerut asta. Wow, oameni, începe! Pentru cine aplaudezi? Eu pentru majorete. Eu la fel. Eu contra lor. Piticelor, singure ați cerut. Marușca, ești prea grasă. Ascultă, micuțu, nici măcar nu ai trecut castingul ieri. Ascultă tu, toți am observat corpul meu până când nu ai început tu să dansezi. Ascultă, Grușa, dacă ești geloasă, te sfătui mai bine să nu fii. Știi ce, Leala, nu voi tace, toți sunt egali în această școală. Salut, fete, băieți, salut. Nu, ia să cea mai bună, oh, ia. Salut, capitan. Oh, iată pe Diana. Acum îi spune totul, o să rezolve singură cu majoretele. Da, rezolve singură cu echipa ei. Fetelor, opriți-vă, explicați ce s-a întâmplat imediat. Diana, sunt geloase pe noi. Da, învățăm un dos nou și le-și bat joc. Da, așa funcționează gelozia. Fetelor, nu suntem geloase, doar că Diana, majoretele își permit multe. Precis, pe mine personal nu mă interesează majoretele, toți suntem egali aici. Rezolvați sau vă rezolva noi după școală? Fetelor, încet, sunt într-o stare bună. Nu ați observat, dar nu port costumul de capitan. Asta e pentru că am o întâlnire astăzi. Merg o întâlnire. Are întâlnire? Dima, relaxează-te, când vei înțelege că nu o să primești nimic. Oh, încă unul, nu afectați la starea ei. Da, este ca și ei. Diana? Știi ce, fetelor, propun să o lăsați în pace. Precis, aveți avea probleme cu baschetbaliștii. Diana, mergi la întâlnire cu Smiley. Da, m-a întrebat să mergem la un restaurant. Diana, bravosti m-a întrebat să mergem la restaurant, la care? La Per. Noi la fel mergem acolo, Diana. Cum au planat? Poate. Ați auzit, Diana, cu Bronze merg la restaurant. Artem, las-o pe Iana, te să tu ies să-ți afli o nouă iubită. Voi strânge bani și o să o invit pe Lealea la restaurant. Probabil anul viitor. Fetelor, totul este clar, nu există niciun rost să discutăm cu Diana. Nu precis nimic, nu, era obsedată cu basketbalismul, acum are echipa ei de majorete. Fetelor, să plecăm. Diana, la ce oră plecați? Ei, fetelor, aveți grijă. La ce oră plecați? Ora 7, voi? La fel. Superb. Poate au pregătit o surpriză pentru noi. Precis. Smiley, focusează-te, nu am reușit niciun coș astăzi. Bro, poftim, ce discutăm atâta? Nu poți un coș bine? Smiley, nu te simți bine astăzi. Nu te simți bine, Braus? Astăzi este la practică mai devreme, am o întâlnire. Întâlnire? Nu mi-ai spus mai devreme. Da, merg cu Diana la un restaurant. Omule, eu am întrebat-o pe Diana la fel să mergem la restaurant. Unde vă duceți? La care, la Perla? Lui Diana îi plac scoici. Smiley, eu și Diana mergem la Perla, poate putem împreună. Braus, ai nebunit? Am întâlnirea cu Diana, nu mai m-a copia. Merg cu ea la restaurant, tu la fel, după aceea la cineva și tu dorești la cinema cu Diana. Smiley, ai emoții? Nu știam că mergeți la restaurant, e coincidență. Bine, coincidență, la fel ai cumpărat un cadou pentru Diana. Da, cum ai știut? Mă enervezi, am cumpărat o haină pentru Diana care o va îmbrăca la întâlnire. Smiley, suntem prieteni adevărați, eu i-am cumpărat Diana haină. Braus, hai să terminăm sau ne vom certa serios, ca să acceptăm. Ciudat, e așa de stresat, Diana îl influențează. Amiga majoretelor și nu Diana. Nastia, relaxează-te. Trebuie să fii fericită că ești în echipa mea. Amiga capitanului este Diana. Fetelor, gata cu majoretele și basketbaliștii, sunt obosit. Dima, despre ce altă să discutăm? Au devenit cele mai bune majorete. Și Nastia era amiga noastră. Nici nu dorește să discute cu noi. Acum nu vrea să vorbească. Înseamnă când au ajuns acești basketbaliști la noi în școală, începeau și problemele. Bine, toate fetele aleargă după basketbaliști, chiar și Gruja după Smiley. Bine, așa era. Diana, te gândeai
vorbește? Ascultați, destul cu vorba despre majoretele și baschetbaliștii. Diana, ascultă, nu e de ajuns, nu mă opresc până când nu ești iubita mea. Îți sugerez să te desparți de baschetbalist. Oricum vei avea probleme din cauza lui în viitor. Da, nu-mi place Smiley deloc, e cam dubios. Da, și Bros era doar un ipocrit, un ipocrit. De ce îngrozat? Lasă-l pe Brom în pace, lasă-l în pace. Ascultă, calmați-vă, baschetbaliștii. Tot timpul putem lăsa în pace povestea. Gata cu vorba despre majoretele, uitați-vă la voi însuși, știți? Bine, gelozia e un lucru foarte rău, foarte rău. Nu trebuie să fim geloase. Sunt obosită de majorete. Marușca, nu te atinge de Lealea. E prea mult. De când Lealea a început să discute cu Bros, totul s-a schimbat. Lealea e foarte bună și ca majoretă la fel. Patrick, încet, nu ești tipul meu. Am nevoie de basketbalist, știi? Bine, își voi da aminte de noi atunci când vor distruge totul. Iar când basketbaliștii se despart de ele, vor alerga după noi. Artiom, ascultă, Brovasti nu se desparte de mine. Da, Marușca, majoretele nu se despart. Suntem cele mai bune. Ascultați, dacă credeți că sunt cele mai tari majorete, greșiți. Lele, ascultă, nici nu te ta la ele. Prefacete că nu le vezi. Smiley, așteaptă. Bros, lasă-mă. Doresc o întâlnire cu Diana, ți-am zis deja. Smiley, de ce ești supărat? Tot timpul mergem la același restaurant. Vei fi cu Diana, eu cu Iana vom fi împreună. Bros, nu doresc să încep. Sper că ai cumpărat Ianei o altă haină, nu-și asemănătoare ca Dianei. Da, am cumpărat Ianei una la modă. Să vedem ce e la modă. Diana, înseamnă că nu avem ore, fiindcă mergem la o întâlnire. Desigur că nu avem ore, am întâlnire cu Smiley. Iar eu am cu Brovosti, el mi-a promis o surpriză. Da, și Smiley la fel mi-a promis. Băieți! Nu are importanțele alea, sunt un cuplu dulce. Nastia, da, sunt de acord cu majoretele și basketbaliștii. Nu mă pot uita, e scârbos. Bine, parcă sunt niște fete frumoase. Fetelor, nu le dați atenție. Nu știu, să le faci cineva basketbaliștilor. Dima, relaxează-te sau ne vor da afară din școală. Important e că v-am avertizat. Brovasti deja a ajuns. Artiom, du-te și discută cu el ca un bărbat. Ca un bărbat? Este un basketbalist, e puternic. Dacă Lealea aș va afla un basketbalist, eu aș discuta cu el. Smiley, ce planuri ai pentru restaurant? Ce sigur, apropo, poftim, pentru tine. Oh, ce tare, pentru mine. Da. Ce mi-ai luat? O haină. Haină? Și cercei frumoși, de ce cutie așa de grea? Poftim, din cauza păpucilor. Oh, Smiley, ești cel mai bun. Brovosti, Brovosti, ori pentru mine, un cadou? Poftim, cel mai bun. Brovosti, totdeauna știam că ești cel mai bun. Smiley, bine, așteaptă 5 minute, merg să mă schimb și plecăm la restaurant. Mă întorc imediat. Brovosti, revin imediat, așteaptă-mă. Smiley, mergem împreună la restaurant? Braus, ți-am spus deja, merg cu Diana. Oh, wow, Iana, uite ce haină, îmi place foarte mult, străluce și e violet. E violet, străluce. Iana, de ce nu te-ai schimbat? Mergi la întâlnire cu Brovasti. Ce să port? Aceasta? Doamne! Uite, poate Brovasti am binat. Du-te întreabă-l dacă asta dorea să îți ofere. Bine, du-te și întreabă. Nici nu vor să plec în coridor. Da, Brovasti nu are gust deloc. Trăim în veacul 21. De unde a aflat haina aceasta? Ce crezi? Uite cum arată. Diana, precis, mi-a zis că mergem la restaurant și că va fi frumos. Poate nu mă iubește și din contră mi-a ferit această haină. Iana, nu plânge, merg să-l întreb ce fel de haină ți-a oferit. Să vedem. Bine, dar spune-i să nu iese afară. Nu doresc să râde de mine. Fără grijă, Iana, ești amiga mea. Nu vei regreta, așteaptă aici, revin. Smiley că este iubitul Dianei, Brovasti nu are gust deloc. Cum așa? Ce să fac? Nu, băieți, Diana și Smiley nu vor pleca la întâlnire. Lealea, știi, capitanul este cel mai bun. Toți trebuie să știe că majoretele sunt cele mai bune. Da, cu toții sunt geloși pe frumusețea lor. Diana va ieși și va arăta foarte frumos. Cum are
Diana, ești foarte frumoasă! Mersi, Smiley, ești cel mai bun! Sunt bucuroasă că mergem la restaurant astăzi împreună! Gigi, uite, ești pe cale să te înșel! Doresc și doresc! Diana, unde e Iana? Doresc să văd cât e de frumoasă! Brovaste și eu, trebuie să discut cu tine! Diana, la ce te referi? Trebuie să discutați? Noi mergem la întâlnire! Diana, ce s-a întâmplat? Smiley, așteaptă! Brovaste, ce ai oferit Ianei? Poftim, o haină! Haină? De la ce magazin ai cumpărat? Ce magazin? Unul, de fapt! De unde? Doar femeile în vârstă poartă așa ceva! Diana, despre ce vorbești? E la modă, așa mi-au spus! La modă? Crezi că haina e frumoasă? Iana plânge la baie! Plânge tot timpul din cauza ta! Leala, am auzit eu bine sau Iana plânge acolo? Da, Nastia, probabil nu i-a plăcut cadoul oferit de Brovaste. Doamne, pe bune, nu poate să-i cumpere un cadou normal? Ce asta? Fetelor, fetelor, ați auzit? Una dintre majorete plânge. Da, nu-i place haina. Fetelor, aceste majorete își dau aiere. Iana e stupidă, dacă ar întreba o să meargă cu mine la întâlnire, i-aș cumpăra cea mai frumoasă haină. Artyom, relaxează-te, de aceea te-a părăsit, din cauza că nu i-a cumpărat nimic. Nu-mi place de haina Dianei, Smiley nu are gust. Da, e așa de strălucitoare și violetă, bunica mea nu ar purta așa ceva. Nu știu, dar trebuie să te relaxezi, Iana, ca să vină după tine, să puteți pleca împreună, știi? Lasă să o poarte, să poarte ce ea dorește. Nu explica nimic, să plecăm. Poate mai bine așa, nu se vor lipi de noi la restaurant. Smiley, că așteaptă, gândește-te la ceva, Brovaste, sau toți vor râde de noi, știi? Nu o văd pe amiga capitanului. Cine plânge așa tare? Iana noastră plânge. Iată, toți râd de noi deja, cum? Diana, Diana! Diana, unde e haina ta? Poftim, ce dimensiune era? Nu, Brovaste, nu, Brovaste! Diana, lasă să rezolv eu. Haide să plecăm. Nu, Smiley, nu mergem la restaurant. Nimeni nu va râde de amiga mea. Nimeni, știți? Nimeni! Ai înțeles? Haide, Diana, este treaba lor. Să plecăm, haide! Smiley, nu o părăsesc. Gândește-te la ceva. Brovaste, te-ai gândit ce să faci? Omule, ai distrus totul. Smiley, Smiley! Fetelor, suntem mai puternici împreună. Da! Mergem să o calmăm pe Iana. Da, să plecăm. Iana? Diana, poftim, ce a spus? Nimic, ei nu au stil, nu au ei gust. Da, pot observa, nu are gust. Bine, nu pot purta asta, toți vor râde de mine. Diana, de ce nu te duci cu el? Nu mergem la restaurant astăzi, nu te părăsesc. Îi vom lăsa să plece singuri. Ei doi singuri. Pe bune, Diana. Desigur, ești amiga mea. Suntem majoretele. Noi. Oameni, abonați-vă, click că vă place videoul și apăsați clopoțelul. La revedere! La revedere! Hee 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 hee